Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Avem o joacă aici cu abonații, cu banditul, cu Robert și cu Kitty. Și am zis inițial să intru doar așa de plictiseală să mă joc un parkour, pentru că îmi place mult acest minigame cu parkourul. Dar au început să intre și băieți, uite, a intrat și Alex acum să joace cu noi. Și am zis, bă, de ce să nu trag un clip? De ce nu? Și hai să vedem cum ne descurcăm. După cum vedeți, am picat, e cam nașpa aici. Hărțile nu se repetă, doar că în mare parte pot exista părți care să se repete, da? După cum vedeți acolo în față, este banditul și cu Robert. Deci au ajuns la punctul MOV, da? În zona MOV. Ceea ce e destul de bine, forță. Și sunt curios cum ne descurcăm, cine va bate? Cine e pe primul loc? Cine? Cine? Hai Vale, hai Vale! Și nu uitați și voi de un like și de un subscribe și dacă vreți să vă mai jucați cu mine, upa, a intrat și Cheloa cu noi, forță, forță, Cheloa! Dacă vreți să vă jucați cu mine, tot ce trebuie să faceți, bine ar fi să vă potriviți cu orele mele de filmat. Deoarece eu cam noaptea filmez, din păcate, mai pot să mă joc ziua, mai intru o jumătate de oră, 10 minute, depinde, depinde de mai multe aspecte, dar de obicei seara filmez. Acum am zis, hai mă să încerc să filmez și sper să iasă bine clipul. Bă, am picat, bă! Ok, se pare că tot banditul și cu Robert sunt în față. Nu prea mi-a mers bine tura asta. Uite, mi-a scris Chelo aici, salut. Bun, forță aici, nu știam cum s-ar spune, da? Și sper să mai intre și alți abonați. Uite, banditul a terminat. Wow, forță Laina. Mie chiar îmi place jocul ăsta, când mă plictisesc, opa, finalul e destul de greu, ok, hai că vedem acum, când mă plictisesc, uite și Robert a terminat, intru pe joculețul ăsta, bă, iar am picat, haoleu, intru pe joculețul ăsta să mă relaxez, chiar îmi place, chiar e mișto, durează destul de puțin, după cum vedeți am 885 de gold, am jucat relativ, câteva ture, nu pot să spun că foarte mult, da? Dar vedeți, uite, acum timpul se scurge de 4 ori mai repede. Ceea ce e cam nașpa și terminăm și noi. A, dar pentru a termina trebuie să atingem aici ușa asta. Vedeți? Și acum ne-a scris că am terminat. Forță, forță. Da, bro, e greu. A, a avut dreptate, un pic cam greu. Hai să vedem ce avem aici la șupanul ăsta. Low gravity. Trail? Să luăm un trail? Ha, mă, că luăm un trail. Ia să vedem ce ne dă. E bine, e cu roșu, e cu roșu. Ia să vedem. E rară. Ok, hai să le echipăm. Bă, e interesant așa cu alt totuși. Să știi că e destul de interesant. Da, 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 chiar e interesant. Ia să vedem aici statusurile mele. Vedeți, am level 6. Am 12 winner, ok, na. Foarte multe și a început din octura. Opa, joaca asta nebună aici. Îmi place cum mereu se schimbă. Da, uite aici e ceva mai nou, mai diferit. Opa, prin grijă să nu picăm în mijloc. Și e destul de interesant, plus că mă bucur foarte mult că pot să mă joc cu voi. Eu am mai spus-o, știți? Vine cât un abonat nou, uite chiar Kitty, parcă mi-a spus, nu? Parcă tu mi-ai spus, Kitty, că wow, sunt primul YouTuber care mă joc cu voi și vorbesc cu voi. Păi eu pentru voi fac asta, adică ok, nu pot să zic că doar pentru voi, eu nu știu, de când eram mic am vrut să fac YouTube și am un clip video postat când aveam eu, nu știu, vreo 12 ani, ceva pe acolo, 10-12 ani, dar nu știu dacă îl mai găsesc, e foarte, foarte, foarte vechi, când Minecraft era complet diferit, deci arăta altfel. Dacă o să-l găsesc, o să facem o reacție la el, deși vă dați seama că era super nașpa atunci, pe vremea aia, dar nu știu 100% dacă îl mai pot găsi. Și ne chinuim aici să sărim așa frumos, opa, eram să cădem. Bă, interesant cu titirezele astea, ia să vedem. Cam ciudățele, așa n-am mai prins zona asta cu titireze. Hopa, să nu picăm, bun. Și suntem primii în față, hopa, și Cheloa, uite, și banditul, cred că e și Robert. Tot cam la acei zonă sunt toți. Ia să vedem cum se descurcă băieții. Deci, la prima tură, da, prima joacă, nu prea m-am descurcat bine. Hai să vedem dacă ieșim pe locul 1 acum. Eu zic că ieșim pe locul 1. Și sunt curios cât o să ne dea. Vedeți că mi-apare lângă mine acolo 53. Bă, nu știu cât o să ne dea. Hai să vedem. Hai să vedem, guys. Și văd că n-a mai intrat nimeni.
Da, suntem tot noi ăștia și am ajuns pe locul 1. Deci ne dă 106 bănuți, bă, e forță. A, și de când am atins-o peretele, ok, ori 2 timpul acum. A, și când atinge banditul acum, o să fie ori 4. Ia să zic, Zileanu, Zileanu. Bă, ori 3, ok, la banditul e ori 3. A, și la următor ori 4, și acum la Robert ori 5. O să fie ori 5, ia să vedem ce putem să cumpărăm pentru tura viitoare. Uite, tot gang aici, toată nebuneala. E și Cheloa, bă, ce skin mișto ai. Dar cam chel în cap acolo, sau de ce ești alb? Ok, și ce am putea să cumpărăm extra? Time, bă, că a fost cumpărat de cineva. Interesant. Ia să scriem aici, salut, bro. Hai, mă, să-i scriem, mișto skin. Îmi place la Robert, steagul ăsta, de-l poartă cu el mereu, peste tot îl văd cu steagul ăla. Cu Bobux, festive gift, interesant, light speed, ăsta e și mai interesant. Da, și hai să vedem, mai e un minuțel, dar bine e ori 5, asta înseamnă că uite cum se scurge timpul super, super, super repede. Ia să vedem, mai e cineva pe aici, văd că în momentan nu mai e nimeni. Și low gravity, hop, a început tura, ok, ia să vedem ce facem de data asta. A intrat din nou Kitty cu noi, a intrat și server. Apropo, spune-mi și mie cum te numești, din câte am înțeles ești o fată, dar habar n-am cum te numești, ți-ai pus la nume server, de ce ți-ai pune numele server? Adică, tu știi, habar n-am, poate îmi scrii și mie în comentariu cum te cheamă, ca să știu când intri pe joc, cum îmi spun. E nașpa, știi, să spun bună server. Na, poate te cheamă Andreea, Alexandra, habar n-am. E mai frumos să spun așa, bună Andreea, bună Alexandra, bună cum te-o cheamă. Și ia să vedem, e banditul în fața noastră aici, ne ia sau nu ne ia. Uite, titirez uman, bă, titirezule. Eu zic că rupem. Ia să vedem. Și a intrat din nou Cheloa cu noi. Uite, Robert a picat, cred. Hai că te iau, banditule, hai că te iau, aici te iau. Mamă, era să pic, adică era să mă omoare bara aia. Hai că te iau aici, ia să vezi. Hopa, ne concentrăm un pic, e un pic mai greuț. Dar e mișto, e mișto zona asta, îmi place. Și ia să vedem, hopa, l-am luat, gata, l-am luat, a picat. Yeee, yeah, l-am luat, bine. Nu se supără fratele meu pe mine, sunt curios dacă o iau și pe fata asta. Și ajung pe locul 1, dacă n-ajung pe locul 1 o să-mi dea mai puțini bănuți. Ceea ce... Na, nu prea mă interesează, că am destul, uite, am aproape 500 de bănuți și vreau să cumpărăm, nu știu, să cumpărăm ceva, tura viitoare, speed sau habar n-am, ia să vedem. Interesant, e destul de ușor jocul, mai ales dacă îl joci pe PC, dacă îl joci pe telefon, poate să fie mai greu, uite și Ruber cred că a picat, după cum vedeți. Bine, nu sunt abonați, sunt, na, jucători, dar după cum vedeți, mulți sunt pe la început. Am fost primul, am furat startul, yeah! Bine, de fapt, am furat finish-ul, da? Am furat finish-ul, lol. Uite, fata asta îmi spune noapte bună. Bine, server. Ok, și așteptăm și abonații să vină, da? Și sunt curios cât ne putem strânge, deoarece... Eu mă joc acum liber, da? Puteți să vedeți că mă joc. Când sunt pe privat, nu mă joc, doar stau și farmez. Și de ce mă pun pe privat? Că, nu știu, de exemplu, banditul a observat odată că nu putea să intre pe mine. De ce nu puteai să intre pe mine? Că eram pe privat. De ce eram pe privat? Pentru că stăteam și farmam. Cum e pe Pet Simulator, hop, a început tura. Ok, ce să luăm, ce să luăm? High speed. Bun, am luat high speed. Da, cum ziceam, atunci stăteam și farmam. Și mi s-a întâmplat, da, să stau pe un server public, da, și să intre pe mine, chiar nu mai știu ce băiat. Cred că Robert voia a intra pe mine, de fapt. Și am văzut după aceea mesajele, da, după ce am venit la calculator și el ieșise, salut, Vali, salut. Uite, a intrat și Sebi, forță, Sebi. Și din păcate, na, e urât când intră abonatul cu tine și tu nici măcar nu-i răspunzi. Adică mie mi se pare urât, dar nu că nu voiam eu să-i răspund, eram AFK, efectiv farmam acolo. Și prefer decât să stau, să se întâmple chestia asta, stau pe un server privat sau sunt pe privat și stau doar AFK și farmează. În rest, când mă joc, mă joc cu voi,
pot intra toți. Ok, sunt unele jocuri pe care le-am pus pe YouTube. Hop, acum a picat banditul. Bă, bine, l-am făcut. Robert, de unde îmi pun trail-uri? Hai că îi răspundem imediat după ce terminăm aici zona. Suntem aproape, iar sunt cu fata asta. A picat? Bă, a picat, bine, iar câștigăm. Forță, Laina. Ok, și ce ziceam? Mai bine mă pun pe privat și atunci nici nu intră cineva pe mine și îmi spune bună, Vali, nu știu ce, și pe aceea zice, nu-mi răspunde Vali, că nu vreau să-ți răspund. Nu, sunt la calculator, l-am pus doar să farmez. Când intru într-un joc, puteți intra pe mine, da? Doar că acum, na, poate să fie serverul plin, poate să nu vă placă și am câștigat, 500 de bănuți. Bine. Ia să vedem, ori 2, da? Deci în momentul în care atinge fiecare peretele, e ori 2. Se face multiplicator. Uite, îi spunem, dai pe shop. Ok, acum dai la trends. Și mai jos o să-i apară astea, trailurile. Le echipează pe cele pe care el le are deja. Sau își cumpără de mai sus. Să cumpărăm pe Bobux? Nu știu ce să zic. Habar n-am, hai că vedem. Văd că nu-i scump pe Bobux, ok. Și, boamă, cât de departe sunt băieții mei, bă! Mai iau mult, guys, mai iau mult până ajung la mine. Da, văd că n-a mai intrat nimeni. Ok, dar suntem ceva, ne-am strâns ceva abonați aici, așa că vă salut pe toți cei care ați intrat cu mine la această joacă, da? Și vă pup pe toți. Nu uitați să dați un like la acest clip pentru că v-ați văzut în el și sunteți forță. Ce-a făcut, mă, banditul? Bă, uite unde a rămas. Îi scriem noi aici. Da, să vedem dacă ne răspunde. Bă, uite unde a rămas. Deci aproape la început. Și Kitty e în zona albastră. E chiar la început cum ar veni. Văd că a terminat și Robert. Bun. Nu, uite, Kitty cu noi. What? Înseamnă că cealaltă fată era server. Ok, da, greșeala mea. Uite, nu pot trece de primul. Și a început tura. Cât de mișto e acum tura. Forță. Tot pe locul 1 ieșim. Mă gândesc că dacă ajung foarte devreme să nu mai ating peretele, adică ca să nu se pună multiplicatorul la timp. Nu știu ce. Bă, am picat. Bă, nu se poate. Cred că și banditul a picat, da, mă, și banditul a picat. Lol. Bă, dar ce micu sunt eu pe lângă ei. Cred că trebuie să mai trag un pic de caracter ca să fie mai înalt așa. Da, și ia să vedem. Sunt aici cu Keloa. Hai că îl fac pe Keloa, îl fac pe banditul. L-am făcut, cred că a picat. Și acum îl fac pe Keloa. Imediat îl fac, ia să vedeți voi. Oi, ajunge pe locul 1. Nu cred că mai ajung, că mai sunt foarte mulți în fața mea. Da, să vedem dacă putem să-l facem pe Keloa. Hopa, cum s-a spamat băiatul ăla. Cred că picase. Și bine, l-am făcut și pe Keloa, a picat. Yeee! Fac abonații, așa se numește clipul video. Fac toți abonații la parcur. Uite, Robert, e bug. Bă, nu-i bug, mă! Nu-i bug! Hopa, avem puțin lag. Da, surprinzător, puțin lag. Dar nu mai contează. Văd că am 5 bănuți acolo. Nu-mi dau seama cum sunt bănuții. Opa, cadouri! Ce interesante sunt cadourile. Chiar mișto, zona asta cu cadouri. Și sunt curios ce mai ne rezervă. Opa, reni! Opa, ne rezervă Sania lui Moșu! Mamă, Moș Crăcilă! Vine Moș Crăcilă, a venit și la voi, a venit și v-a adus multe jucării, dulciuri. La mine Moș Crăcilă mi-a adus altceva, na, că nu putea să-mi aducă jucării, dar mi-a adus și dulciuri. Mamă, ce-mi plac dulciurile! De fapt, nu cred că există om pe planeta asta căruia să nu-i placă dulciuri, chiar dacă ai, nu știu, 2-3 ani sau 90 de ani. Nu cred că nu-ți plac dulciurile, e imposibil să nu-ți placă dulciurile, guys. E imposibil. Deci toți iubim dulciurile, acum na, trebuie să le mâncăm mai responsabil. Și eu când cumpăr o ciocolată, na, vă dați seama că s-a adus ciocolata. Am mâncat-o imediat. Dar nu cumpărăm fiecare zi o ciocolată, adică nu mănânc așa mult. Și se pare că ajungem pe locul 3, bă, nu pe 3. E bine, hai că facem ori 4 aici. Easy, da, brother, chiar că easy. Și se pare că vine și Robert din urmă. Hai, Roberte, haide, vino. Mamă, cum se scurge timpul, a picat Robert, bă.
să le spunem aici, spuneți de final salut YouTube. Să spună și abonații pe clip salut YouTube. Uite, ăștia vorbesc alte limbi, nu mai contează. Uite. Bine, server, salut YouTube, salut server, să-mi lași numele tău în descriere și tu la mine în comentariu sau să-mi scrii pe Roblox ca să știu cum să spun. Noi cred că terminăm aici clipul video, sper că v-a plăcut acest clip video și ne vedem la următorul. Vă salut!